Ligea Alexandra Bodia va fi prezentă marți, 15 aprilie, la Palatul Parlamentului la expoziția de icoane pe sticlă, costume populare și obiecte tradiționale, expoziția intitulată Icoana din inima mea. Vernisajul expoziției va avea loc în data de 15 aprilie 2014, prezentatorul evenimentului fiind Ana Pascu, etnolog la Muzeul Național al Țăranului Român. Expoziția este dedicată sărbătorii de Paște 2014 și săptămânii patimilor lui Isus. La cei 21 de ani săi, Ligia Alexandra Bodia, în prezent studentă la Cluj-Napoca, are toate șansele să fie cea mai tânără proprietară de muzeu din România și poate chiar din lume. Atât de mult și-a iubit bunica, încât în memoria ei, Ligia Alexandra a hotărât să înființeze în casa bătrânească, un muzeu al satului românesc transilvanian. La numai 12 ani, ea și-a început activitatea de colecționar de obiecte tradiționale de pe Valea Barcăului, a Crișului, din Munții Zărandului și zona de sub Meseș. Amenajat în case țărănești datează din secolul al XIX-lea, Muzeul de Artă Populară Ligia Bodea vă așteaptă să treceți pragul, să aflați povești de demult și să vedeți prin ochii unei tinere artiste colecționar tradiții inedite din vestul ardealului. Aici veți găsi frumusețe autentică și originalitate, armonie și pasiune toate bazate pe dragostea pentru tradiții și folclor, din iubire și respect pentru moștenirea culturală a străbunilor. Importanta colecție se formată din obiecte de usgospodăresc, costume populare, lăz de zestre, perne, țesături, obiecte de ceramică din anii 1850-1870, porțelan de Halahaz din vechiul Imperiu Austro-Ungar. Pe lângă pasiunea pentru tradiția populară, Ligia Alexandra Bodia mai are o pasiune, aceea de a picta icoane pe sticlă, până acum aproximativ 100 de icoane fiind prezentate publicului sălăjan. Și nu numai atât, împreună cu familia ei, artistul organizează în vacanțele de vară tabere de pictură pentru copii care se pot bucura de mâncare ca la bunica acasă, de aer curat și de priveliști de neuitat.